Cronica Mitropoliților Țării Românești, volumul 1, a văzut de curând lumina tiparului la editura Bazilica a Patriarhiei Române. Lucrarea fructifică munca și strădania de peste 5 ani a părintelui arhimandrit Paisie Teodorescu de a aduce în lumină, într-un mod compact și sistematic, contribuția mitropoliților Țării Românești la păstrarea dreptei credințe, la cultivarea conștiinței identității și unității naționale și la promovarea valorilor spirituale și culturale românești. Primul volum cuprinde date despre arhipăstorii Mitropoliei Ungro-Vlahiei, de la întemeierea ei și până la sfârșitul secolului al XVII-lea. Anul 2025 va marca împlinirea a 100 de ani de la ridicarea bisericii noastre la rang de patriarhie și 140 de ani de la recunoașterea oficială a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Din dorința de a aduce un omagiu înaintașilor care au condus străvechea mitropolie a Ungro-Vlahiei, prefericitul părinte patriarh Daniel i-a încredințat părintelui arhimandrit Paisie Teodorescu, vicar patriarhal, misiunea de a pune sub tipar o lucrare care să aducă împreună într-un mod accesibil și atractiv monografiile mitropoliților Țării Românești. Lucrarea Cronica a Mitropoliților Țării Românești este rodul inițiativei prefericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Constatând că istoriografia românească nu conține o lucrare dedicată mitropoliților Țării Românești, o monografie proprie ilustrată, mi-a încredințat acest proiect editorial, fixând dintr-un început modul de abordare al acestei lucrări, care să conține date concise, să surprindă în mod accesibil și cât mai captivant aspecte esențiale ale vieții, ale activității și personalității fiecărui mitropolit, însoțite evident de tabloul, de portretul fiecăruia, precum și de alte ilustrații elocvente. Cronica Mitropoliților Țării Românești ne ajută să redescoperim prin date, prin documente și prin forța sugestivă a imaginilor, rolul mitropoliților Țării Românești la păstrarea și transmiterea credinței și identității poporului român, cât și contribuția activă a Bisericii Ortodoxe Române la realizarea marelor deziderate ale poporului, ca libertatea, unitatea națională și demnitatea națională. Cronica Mitropoliților Țării Românești relatează istoria Bisericii Ortodoxe Române, începând cu secolul al XIV-lea până în actualitate. Componenta principală a acestei lucrări o reprezintă, evident, monografiile tuturor mitropoliților Țării Românești din anul 1359 până în prezent. Biografiile mitropoliților însumează un număr de 62 de articole, la care se adaugă textele de introducere pentru cele aproape 8 secole de istorie parcurse. Autorul a optat pentru o abordare cât mai accesibilă, sintetică și interdisciplinară, recurgând la o multitudine de conexiuni și trimiteri, astfel încât cititorul să aibă o imagine clară asupra informațiilor parcurse. Este evident o provocare să condenseze atâtea secole de istorie în doar câteva sute de pagini. În mod evident, în astfel de situații, ești forțat să alegi ce anume evidențiezi sau ce anume dezvolți și ce anume poți trece cu vederea. Am căutat însă ca în abordarea fiecărui capitol, a fiecărei monografii a unui mitropolit, am căutat să fie o explicație unitară și nefragmentată. Densitatea informației a fost motivul pentru care lucrarea a fost împărțită în două volume, cel recent editat cuprinzând date despre mitropoliții Ungro-Vlahiei de la întemeierea mitropoliei și până la sfârșitul secolului al XVII-lea. Din această perspectivă, primul volum are numai puțin de 500 de trimiteri bibliografice și 360 de imagini, care ajută la o mai bună fixare a informației. Dincolo de tot efortul depus, de toată bibliografia pe care am parcurs-o, de toate sursele arhivistice investigate, de mii de imagini vizualizate, de foarte multe corecturi, faptul că am avut șansa de a trăi și a lucra între zidurile casei în care au locuit majoritatea mitropoliților Țării Românești, de a fi prezent și de a traversa adesea spațiile întregului ansamblu de clădiri istorice aflat pe dealul mitropoliei, cred că a contat și a făcut ca rezultatul
cercetării să fie nu doar un produs livresc, o investigație științifică, ci să fie și povestea tainică și, sper eu, autentică a unor personalități de prim rang care au condus venerabila instituție a Mitropoliei Țării Românești cu o istorie ce a traversat, iată, aproape 8 veacuri. Procesul de redactare a fost supravegheat de Alin Lupu, redactor coordonator la editura Bazilica a Patriarhiei Române. Lucrarea cronică a Mitropoliților Țării Românești, pentru mine și pentru colegii mei, a reprezentat o provocare. Nu atât pentru întinderea ei considerabilă, ci pentru modul în care autorul și noi deopotrivă ne-am gândit să o ilustrăm și să o concepem. Astfel, alături de textul important ce descrie faptele, ce descrie evenimentele din timpul Mitropoliților Țării Românești, lucrarea prezintă și informații adiacente sub formă de casete text cu numele de Știați că sau Vedeți infra, prin care se descriu tot felul de proiecte, de personaje care au luat contact cu istoria Țării Românești sau care au avut o influență asupra istoriei Mitropoliei Țării Românești. Lucrarea este, dacă nu unică, cel puțin singulară în literatura românească. Consider că această lucrare va fi un important material pentru cititorul de limbă română și un obiect de studiu deosebit de important pentru istorici, studenți și oamenii care sunt pasionați de istoria Țării Românești, de istoria Mitropoliților Țării Românești și de istoria Bisericii Ortodoxe Române în general. Lucrarea cronică a Mitropoliților Țării Românești, volumul 1, are o întindere considerabilă de aproximativ 400 de pagini și este structurată în 8 capitole, o prefață semnată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, argumentul autorului și un studiu introductiv al părintelui profesor Mircea Păcurariu. Se cuvine mai întâi să aduc mulțumire bunului Dumnezeu pentru ajutorul pe care l-am simțit ca o călăuză mereu tainică și prezentă în aducerea la bun sfârșit acestui proiect editorial, care s-a dovedit uneori și anevoios. Cu profundă recunoștință, cele mai alese mulțumiri le adresez Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care mi-a încredințat acest proiect, ce s-a dovedit a fi în același timp amplu prin întinderea istorică pe care o parcurge, dar care este și concis prin cronologiile succinte și vizuale privind durata și evenimentele importante din timpul păstoririi fiecărui mitropolit. Din anul 2014, Părintele Arhimandrit Paisie Teodorescu îndeplinește ascultarea de vicar patriarhal în cadrul administrației patriarhale, iar din anul 2017 este doctor în teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă din București.